După un 4-0 în tur obținut pe terenul echipei maghiare FC Poci, Corvinul Hunedoara a jucat ieri la Sibiu meciul retur pe care l-a pierdut cu 2-0, însă cu scorul general de 4-2, Corvinul s-a calificat în turul al doilea din Europa League. La finalul meciului Corvinul Poci din primul tur al UEFA Europa League, antrenorul Florin Maxim a declarat că se bucură pentru calificarea în turul 2, dar meciul de la Sibiu i-a lăsat un gust amar. Țin să le mulțumesc băieților pentru ce au făcut un tur, dar e o diferență mare între cum am arătat în primul meci și acum. Eu sunt conștient că aveam ce apăra și era normal cumva să ieși un pic pe teren mai temător, dar am crezut că intrând în joc teama asta va trece, pentru că am început jocul puțin jos, au trecut primele 6-7 minute în care ei au presat, i-am închis foarte bine, după care am avut momentele noastre bune, am avut 3 faze fixe din care putem marca, iar pe construcție pot spune că am fost inexistenți puțin, de asta mi-e puțin ciudă, pentru că puteam să arătăm în unele momente că au simțit adversarul, nici adversarul n-a fost într-o formă extraordinară, doar că noi am fost puțin temători, dar una peste alta învățăm din aceste meciuri. Îmi place să reamintesc, acum un an eram în Liga 3 și acum trecem un tur în Europa League, deci sunt mai mult decât fericit, dar sunt lucruri de îmbunătățit. Eu cred că Corvinul a meritat calificarea în aceste două meciuri, mai ales în primul meci, au jucat mult mai bine decât noi. Astăzi am pus la punct anumite lucruri și am jucat bine, chiar și așa puteam să câștigăm cu un scor mai mare, dar primul meci a decis calificarea. Diferența, zic eu, a făcut o determinare a lor și un pic, cred că la noi a fost o oarecare teamă, să zic așa. Dar una peste alta ne bucurăm foarte mult că ne-am calificat mai departe. Ne bucurăm că la finalul acestui meci ne-am calificat mai departe. Nu cred că ne-a ridicat la așteptările fanilor, dar sunt sigur că și ei înțeleg această performanță și este o zi de sărbătoare. Astăzi, mâine o să avem o zi liberă, o luăm de la capăt, duminică, după care ne pregătim pentru Rijeka. Ne bucurăm în continuare. Ne dorim să facem un meci frumos joia viitoare aici, să ne spălăm puțin rușinea, în ghilimele, chiar dacă ne-am calificat astăzi, să avem un joc mai bun totuși. În turul al doilea din Europa League, Corbii Hunedoreni vor juca meciul tur la Sibiu cu croații de la NK Rijeka săptămâna viitoare, joi 25 iulie, iar returul pe 1 august acasă la croații.